prezența cazurilor de infecție cu HIV este o realitate pe care, oricât am încercat să o ascundem, să o ignorăm, ea continuă să existe și cu fiecare an care trece devine mai pregnantă. În județul Suceava, în anul 2015, au fost înregistrate 228 de persoane seropozitive, iar pentru tratamentul acestora se plătește lunar suma de 458.391 de lei. Pentru a preveni infecția cu virusul HIV, Asociația Red Ribbon implementează la nivelul județului Suceava campania Inspired. Proiectul își propune să aducă în atenția comunității problematica infecției cu virusul HIV. Anul acesta au fost înregistrate un număr de 228 de persoane în evidență, înregistrate, 211 pacienți în evidență activă și 195 de pacienți în tratament în județul Suceava. În 2015 s-au înregistrat 5 decese, dintre care 2 persoane diagnosticate, nou diagnosticate în acest an, deci cu o suferință de cel puțin 10 ani și care a dus la decesul lor. Tot în 2015 au fost 25 de cazuri noi și 3 transferuri din alte județe, pacienți luați în evidența noastră. Din păcate, noi la nivelul DSP-ului am avut cândva un centru de testare HIV, un centru de recoltare a probelor și testare. Personalul a plecat, deci recunosc aici nu stăm bine și am avea nevoie de persoane tinere, de angajare acolo, implicare și emoțională și profesională, care să ofere consiliere și să deruleze aceste acțiuni de educație sanitară, cum spuneam mai înainte, dar acum mai, cred că este mai corect acțiuni de informare, educare, comunicare, pe care într-adevăr să le derulăm mai ales în școli. Noi, maternitate, de exemplu, la această oră derulăm un program de depistare a tuturor femeilor care se internează în maternitate, dacă sunt pozitive sau nu, avem teste rapide și mulțumim Direcției de Sănătate Publică care ne-a pus la dispoziție aceste teste și programului național, că de acolo vine, și le facem la toate pacientele care vin să se interneze pentru naștere. Sunt două scopuri, dacă vreți. Unu, să vedem dacă depistăm parturiente care nu declară boala și o au, și alta să ne protejăm și pe noi. Pentru că este foarte important și protecția personalului medical. Într-un fel menegeriez un caz simplu, să spunem, și în altfel un caz infectat cu HIV, unde trebuie să iei niște măsuri de precauție suplimentare. Anul acesta se fac 30 de ani de la primele cazuri descoperite în România. Între anii 85 și 90, până în 90 au fost descoperite 20 de cazuri. Era numită de regimul comunist boala Occidentului decadent, iar existența ei pe teritoriul României nu era de neconceput. Cu toate acestea, acum 30 de ani, o echipă de medici punea primul diagnostic de SIDA din România. Doar 4 ani mai târziu, cea mai mare epidemie de HIV din Europa avea să îmbolnăvească peste 13.000 de copii în spitalele românești. Sistemul medical aflat la pământ și lipsa cunoștințelor despre acest virus au făcut ca peste jumătate dintre cei infectați să moară în condiții mizere. Cei care au supraviețuit încă luptă, nu doar cu boala, ci și cu fricile și prejudecățile celor din jur. Conform estimărilor doctorilor, 13.000 de copii au fost infectați cu virus HIV între 88 și 92 în spitalele din România. Peste jumătate dintre ei au reușit totuși să supraviețuiască, deși nimeni nu le dădea nicio șansă. Astăzi au între 23 și 27 de ani, îi întâlnești în magazin, în club, visează la o familie, la copii și nu vor decât să trăiască normal. Cei peste 6.000 de tineri bolnavi cu HIV-SIDA sunt ultima moștenire lăsată de Ceaușescu României. Până în anii 90 am lucrat cu serinci sterilizate pe plită, pe aragaz. În cuptoare. În cuptoare era bine. Pe aragaz se pierdeau.
seringi de sticlă și se făcea injecție cu un ac și o seringă la vreo 5-6 bolnavi.